Meteahna fermierilor de a mai ciupi un ban în plus cu speranța că nu-i prinde nimeni se dorește a fi diminuată. În acest sens, Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură Mehedinți a început să verifice dacă informațiile din cererile depuse de crescătorii de animale pentru obținerea de subvenții naționale sunt reale. Aceștia vor verifica existența efectivă a animalelor în exploatație, respectarea pentru animale a crotalilor, pașapoartelor în original, existența documentelor justificative a altor evenimente, pierderea crotaliei, forță majoră, circumstanțe naturale, existența documentelor justificative pentru ieșirea din exploatație. Oamenii nu se tem de control, deoarece tot ce au declarat se regăsește și în curte. A dat și 5 milioane de vacă, acum par ne-a dat decât 4. Și suntem mulțumiți, bine că ni le-a dat, că prima dată nu vreau să facem. Păi dați-o frică, dar așa, doar știa că avem atâtea vaci. Știți că vor începe controlele acum? Și dacă nu are decât să înceapă. Ce face aveți? Cât ați declarat acolo? Păi am avut 45 vași, am avut, dar mai dat din ele. Și n-am mai luat acum, n-am luat, că dacă nu mai am 5, cum să mai iau 5? Acum am 4. Totuși, sunt și persoane care nu solicită sprijin financiar, deși au toate motivele să o facă. Lipsa de informații despre obținerea subvențiilor, dar și teama nejustificată de controle, îi privează de niște bani care li s-ar cuveni. N-am depus, am 4 vași, dar n-am depus. De ce? N-am depus, mi-a fost frică că mi-a vacilu. N-am depus. De cât timp aveți vacile și dacă... Am avut și 6 vaci. Am vaci de 15-20 de ani. Fermierii au obligația de a menține în exploatație animalele pentru care s-a solicitat ajutorul specific, chiar dacă au fost controlați. 28 septembrie 2014 este termenul limită până la care echipele APIA pot efectua controlul la fața locului în exploatațiile de ovine și caprine, iar 21 decembrie 2014 este termenul limită până la care echipele APIA pot efectua controlul la fața locului în exploatațiile de bovine.